Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod special de Pack Opening. Am reușit Rank 1 Division Rivals și la Food Champions am reușit 29 de victorii și o singură înfrângere. Am pierdut 30-0 în ultimul match, din păcate. Avem un Elite 1, din păcate, cu 29 de victorii, nu s-a intrat în top 100, ceea ce mi se pare foarte, foarte nașpa. Chiar vreau să scrieți în comentarii acest lucru și nu uitați, înainte să pornim acest pack opening, aceste reward-uri, să dați un picior butonului de like, să ajungem undeva la 750 de like-uri în primele 24 de ore. Ar fi șmecher, ar fi șmecher. Hai să vedem prima dată, unde suma? Team of the Week-ul nostru. Team of the Week. Nu vă mai spun care e cel mai bun jucător, pentru că deja toată lumea știe că este Mbappé și nu m-aș supăra dacă mi-ar pica și mie acest Mbappé, 1,5 milioane, ceva de genul. Ilicic, 30 de K, 15 K, nu este mare lucru. Mai e și Fabinho, care cred că pe la 300 de mii, vreau să zic undeva la 150-200 de mii, dar văd că undeva la 230 de K. E ok. În colu, 73 pace, nu e mare lucru. Vida, nu arată rău acest Vida. Din păcate, cred că dacă ar fi din altă ligă, ar fi de 10 ori mai mult. Pentru că, e bun, arată excelent. Aba, nu are accelerație 70, frate. Accelerație 70, da. Intercepție 83, cu un Shadow s-ar duce bine. Nu s-ar duce rău cu un Shadow, sincer vă spun. Cu un Shadow nu s-ar duce rău absolut deloc. Vedem că Florinel Coman nu a primit în formă. Pulisic, 23 de K. Dacă mulți ați deschis acest subiect, Florinel Coman a marcat 2 goluri și a dat 2 pase de gol, ceva de genul ăsta. Și mulți ziceau că va primi în formă, dar nu a primit în formă. Așteptăm ca primul jucător care va primi în formă să fie de la Universitatea Craiova, de ce nu? Uite-l și pe Saul. Undeva la 70 de K. Da, nu știu cine joacă cu Saul. Hai să nu mai pierdem timpul. Mergem la Food Champions. Elite 1, 29 de victorii. 2 jucători premium Team of the Week, 2 Jumbo Players Pack, 125.000 de coins. Mai să începem cu ultimul. Nu prea am început niciodată cu ultimul și să fie aici Mbappé-ul. Pulisic, bun Pulisic. Da. O luăm de la, o fi de la, sper să nu fie de la cel mai mare la cel mai mic. Hai mă, ai vii dacă te-am laudat. Dă-ne și nouă pe Mbappé. Mbappé-pe, Mbappé-pe, Mbappé-pe. Oh. Îl dă pe Mbappé la carduri normale, da, nu prea ne pica nimic spectaculos aici. 3 jucători roșii. În colo, Vida și Pulisic. Nu era o Pulisic ăsta, sincer. Super sub, cred că merge. Nu prea are el shooting foarte, foarte bun, dar 74 finishing, da, nu cred că este cam cel mai bun jucător la finalizare, sincer să vă spun. Trece și la Division Rivals. Ce să luăm, mă? Deci avem aici 80.000 de coins. Avem aici un Mega Pack și un Ultimate Pack. Și aici varianta în tradable 2 cu 2. Hai mă că luăm tradable. Dacă ne pică ceva, măcar să rank 1. Am terminat și noi rank 1. Și avem ceva pachete aici. Avem ceva pachete. Chiar sunt curios. Chiar sunt curios. Jumbo Rare Players Pack. Primul pachet cel să fie un walkout. A stat cam mult, ia să vedem. Nu e o Au, nu cred așa ceva.
Bauman, Feguli. Cine n-ai mai cumpără pe Feguli? Bă, da, mă gândesc că trebuie să ne dea și nouă un caut în atâtea pachete. Sincer, acum. Adică... cum noi vă să ne dea walkout? Pe bune! Ăștia sunt de... Quixel. Mă, ce a făcut să... i-am întâlnit în club. Îmi cer scuze, sunt puțin răcit. Hai să dăm cu Megapack-ul. Hai să dăm cu Megapack-ul, că din ăsta, teoretic, nu ar pica ceva extra. Și era undeva la 44.000. Oaa, ce-au scăzut prețurile. Ce-au scăzut prețurile, fratilor. Finesurile le păstrăm. Asta e de portar, am crezut că e catalist. Cu ce să mergem acum? Cu Ultimate Pack-ul sau cu Jumbo? Am o să mergem cu unde asta de inform, ia să vedem. Fie Mbappete? Fie Mbappete? Nu e walkout, bă, bă. Nu e walkout. Perez, fraților, Perez. Mitrovic, aoleu, aoleu, duceți-vă sus, că sunteți discard. Ha, mă, cu Ultimate Pack, aici să vină iconul? Aici să vină iconul? E walkout, hai să vedem. Mane? Nu. Un Koulibaly. Aaaa. Hai, mă, dă-ne și nou un knockout puternic cu Libalia. 28.000. O să zică mulți acum, dănuțele, mai bine luai coins-ul. O, oh, doi jucători, o knockout în același pack? Uaa, asta n-am mai întâlnit. Hai că mi-a dat. Hai că mi-a dat. Ia, David Silva, cât e? 20 de K. Și Lopez Portaru. Hai că nu e foarte rău. Lucas Vasquez din nou. Ce mai avem pe aici? Iarmalen. Nu prea mai avem nimic. Hai că a scos ceva bani în pachetul ăsta. Hai cu Jumbo. Hai cu Jumbo acum. Nu e, mă, walkout, mă, nici aici, mă. Rakitic. N-are cum. Cine e? Kramaric. 73, pace. Mama mia. Mama mia. Nimic. Rafinha, Origi, nimic. Ha, mă, poate ne scoate acum cu Mbappé-ul, ce ziceți? Să ne scoate acum cu un Mbappé? Să avem noi norocul să scrie în comentarii dacă crezi că este Mbappé sau nu. Hai să vedem. Hai să vedem. Parcă văd că nu e nici măcar walkout, ia. E, mă, walkout. Discard și ăsta.
Discard. Îi lăsăm sus aici, poate mai le crește prețul puțin. Da, fraților, cam acesta a fost videoclipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un picior butonului de like, să vă abonați și să aprindeți clopoțelul. Eu am fost Dan Buzărnescu și ne vedem data viitoare. Vă pupă, dă-mi mulțumesc!